Bine v-am regăsit. Astăzi intenționez să fac și aerarea această livadă. Ați văzut probabil mulți dintre voi clipul cu scarificarea. Voiam să vă arăt câteva porțiuni așa unde se vede mai bine rezultatul. Uite, de exemplu aici. Aparatul a adunat destul de bine resturile uscate de la baza fierului, uite și aici. Au mai rămas, dar sunt foarte mici și nu prea le poate aduna accesorul pentru scarificare. Este un pic înnorat. Ieri a plouat un pic așa, cât să ude foarte puțin pământul. El s-a uscat între timp, dar a rămas un pic umed așa în unele locuri. Și sper să fie suficient de umed cât să-mi permită operațiunea asta de aerare. Vă spuneam în clipul trecut că aștept să plouă puțin. Nu a plouat foarte mult, dar cât de cât a stropit un pic. Pentru cei care nu ați văzut clipul trecut, în care vă spuneam mai multe despre scarificare și aerare, aerarea se face folosind acest accesoriu montat la acest utilaj. După cum vedeți, are niște lamele și rostul lor este să sape niște șanțuri superficiale la baza rădăcinii ierbii. Scopul este de a rupe mușchiul care se mai formează în zonele unde se menține umiditate excesivă și care împiedică buna irigare, buna hrănire a gazonului. În acele șanțuri o să intre aer, că de-aia se și numește aerare, și va favoriza apariția microorganismelor și în felul ăsta iarba se hrănește mult mai optim. Operațiunile astea de scarificare și aerare trebuie făcute regulat, măcar primăvara, altfel o să pățiți cum am pățit eu aici. Mi-a apărut trifoi care necombătut într-un an, doi, aproape că mi-a acaparat toată iarba. E și foarte păcătos trifoiul ăsta, pentru că consumă mai toți nutrienții care sunt și așa puțini în sol, mai ales dacă nu se aplică îngrășământ regulat, și se întinde. Vedeți că are aceste coarde așa, se întind pe toată suprafața și încet, încet va copleși toată iarba, îi va lua toate resursele cu care se hrănește, și de asta este bine să se facă această operațiune măcar primăvara. La mine e primul an când fac acest lucru, v-am mai spus, dar sper să reușesc anul ăsta să regenerez un pic zona asta. Ca să nu mai lungesc vorba, o să vă arăt cum se montează cuțitul pe utilaj și o să mă apuc de treabă. O să înșir cablu. Nu prea îmi place mie ideea, dar asta este un utilaj electric și sper să mă țină și timpul, să nu mai plouă. Și asta o să fac astăzi, să termin și operațiunea asta de scarificare și aerare. Folosind cheia Imbus din dotare, o să înlocuiesc accesorul pentru scarificat cu cel pentru
aerat. Din câte am înțeles și eu, la aerare este bine să dăm la o parte săculețul din pânză pentru colectare, pentru că tot pământul care îl scoate în urma șanțulețelor pe care le face conține nutrienți, mai ales că este la suprafață și e bine să rămână tot pe sol. În afară de asta, fiind prima dată când folosesc utilajul pentru aerare, nu știu nici treapta de adâncime, să-i spun așa, la care trebuie să-l folosesc. O să iau pe probate, la fel ca la scarificare. O să încep cu treapta 0 și dacă voi constata că este prea jos, o să urc la treapta 1 și tot așa. Trebuie să vă spun că am înțeles greșit treptele astea și cred că am acționat destul de greșit și la scarificare. Vedeți că are treapta 0, 1, nu prea se vede că e plin de praf, până la 4. Eu am înțeles că treapta 0 e cea mai joasă, respectiv treapta 4 cea mai înaltă. Umblând acum la trepte, pentru că nu scarifică absolut nimic la, nu aera absolut nimic la treapta 0. Mi-am dat seama că de fapt la 4 e cea mai joasă și la 0 e cea mai înaltă. Uitați. Îmi scoate cam așa se face. Să încerc să mă apropii un pic mai mult. E posibil să fiu un pic cam jos totuși. Scarifică foarte mult și la operațiunea de aerare. Cred că va trebui să-i pun înapoi săculețul de colectare. Însă abia acum am înțeles cum funcționează cel mai bine utilajul. Deci știți că la scarificare, dacă vă aduceți aminte cei care ați văzut clipul, spuneam că mi-ar fi plăcut să fiu un pic și mai jos. Deci practic trebuia umblat de acolo, de la trepte. Și asta i-am înțeles eu greșit. Deci la 4 este cea mai joasă și la 0 este cea mai înaltă. Nu ai nicio problemă. Atunci când lucrezi cu un utilaj nou, până înveți foarte bine cum funcționează, până înveți toate comenzile, cam așa se întâmplă. Ca atare o să-i montez săculețul, pentru că altfel ar trebui să mai greblez încă o dată. Și o să văd dacă sunt prea adânci șanțurile astea cu treapta 4, altfel o să îl urc pe la 3 sau pe la 2, în funcție de cum o să-mi dau seama în timp ce înaintez cu utilajul. Haideți să vă arăt cum lucrează mașina. Deci se vede pe unde am trecut.
Nu reușesc să-mi dau seama dacă ar trebui să mai ridic cuțitul încă o treaptă. În unele locuri mi se pare că sapă un pic cam mult. Sper să nu strig mai rău iarba decât este. În alte locuri ar fi înălțimea potrivită, să zic așa. Vedeți, sunt parcă făcut niște șanțuri exact destul de pronunțate. Chiar sunt vizibile. Și terenul e un pic cam denivelat. În unele locuri apucă mai bine, în altele apucă mai puțin. De exemplu, cum e aici în această groapă. Și sincer să fiu, nu știu cum ar trebui să procedez mai bine. Aș încerca să-l las așa cum este, având în vedere că e prima dată când fac operațiunea asta și pământul e destul de tasat. Pe de altă parte, n-aș vrea nici să stric. Adică scopul meu este să regenerez un pic zona, nu să stric mai rău decât este. Deci, vedeți, cam așa ceva. N-ar fi foarte adânc. Acum e și pământul care îl scoate, îl aruncă îl aruncă înapoi și poate mi se pare că e un pic cam pronunțat, dar eu zic că asta ar trebui să fie doza potrivită. Uitați de ce era important să fie un pic umed pământul. Dacă era uscat, ar fi ieșit foarte mult praf în urmă și nu s-ar fi menținut șanțurile. Așa fiind un pic umed, este numai bun de prelucrat. Uite aici, dacă îl țin prea mult într-un loc, face un pic de groapă. Avantajul este că mă trage după el utilajul. Practic nu trebuie să mai împing. Mă trage el. O să trec la întoarcere cu treapta 3 să văd ce diferență este. Și uite, sunt zone unde la săpat un pic cam tare. Da. Deci o să mă întorc cu treapta 3, o să văd ce diferență este între operațiuni. Și pe urmă o să iau o decizie, să văd cum ar trebui făcut. Să vedem un pic diferența între trepte. Deci aici am trecut cu o treaptă mai sus. Ar lucra ceva și la treapta 3. Adică se vede ceva săpat. O să-l las pe treapta 3. Mi-e frică să nu fie nici foarte adânc. Dezavantajul este că trebuie să golesc sacul la fiecare trecere acum. La scarificare colecta mai puțin. La aerare, uitați cât mai scoate. Aproape că scoate mai mult ca la scarificare. Toate aceste uscăciuni amestecate cu pământ
Deci este imposibil să lucrezi fără sac, așa cum recomandă cum se recomandă pe internet. Nu am cum să lucrez fără sac. Bun. Voi continua la treapta a treia și o să vă mai arăt mai încolo cum decurge operațiunea. L-am dat până la urmă și la treapta 2. Că totuși am impresia că în unele locuri cam sapă prea mult. Deci asta ultima trecere cu treapta 2. Un pic mai înalt. Ar putea să fie suficient. În unele zone scoate cam tot. Aici, de exemplu, mi-a scos aproape tot ce era. Dar aș profita de faptul că am mărunțit un pic zona și am făcut aceste șanțuri și aș arunca niște sămânță. Mai am niște sămânță într-o cutie. Și în zonele unde am văzut că a ras de tot, să mai arunc niște sămânță. Mai bine terenul este, poate intra acolo în acele șanțulețe, cum e aici de exemplu, și se vor astupa, poate o să mai plouă un pic și poate mai crește niște iarbă proaspătă. Sunt la a doua roabă, e plină și asta, deci a doua roabă plină cu resturi și n-am făcut decât niciun sfert. Niciun sfert de grădina. Deci scoate foarte mult de la baza firului de iarbă. O să dureze ceva toată operațiunea asta, având în vedere că merge încet. Mașina mă trage după ea, deci nu mă pot ține după ea. Atâta forță are motorul și cuțitele alea înaintează. Cei care aveți motocultoare, știți despre ce vorbesc. Ca atare o să mai filmez ceva spre final, pentru că o să îmi ia ceva timp să nu mai lungesc și acest clip și o să vedem concluziile finale la sfârșit, când o să termin de aerat toată zona. Eu sper să fac bine ce fac, dar n-ar avea de ce să nu fie bine. Sunt operații care trebuie făcute. Îngrijorarea mea e să o fac în felul în care trebuie făcut. Asta e singura preocupare. În rest, nu fac griji. Da, păi ne auzim spre finalul clipului.
Am finalizat operațiunea. Cam așa arată suprafața. Arată foarte deranjată, dar știam că așa o să arate. După cum ați văzut, destul de migăloasă operațiunea. Trebuie să golesc sacul la fiecare trecere, pentru că se umple cu pământ, în primul rând, e foarte greu și mi-a târnă pe jos. Și uite, de exemplu, aici, la acest prun, după ce trec cu mașina, sacul îmi trage tot pământul înapoi, unde am văzut că nu prea intra cuțitul. Am dat o viteză mai, o înălțime mai joasă și acum o să mai arunc niște sămânță de gazon în zonele astea unde nu mai e deloc. Profit de faptul că pământul e cât de cât afunat, suprafața, și acum sper să văd și rezultatul la toată operațiunea asta. O să mai urmăresc vremea să văd dacă plouă, ar fi nemaipomenit să-mi iau de sămânța pe care o să o arunc acum. Dacă nu, o să bag aspersorul. Dacă nu plouă și mâine, o să bag aspersorul, o să ud. Și cam asta a fost toată operațiunea asta. Bineînțeles că o să vă arăt mai încolo, poate peste o lună, dacă se vede ceva diferență și dacă se constată o însănătoșire a gazonului. O să dau și cu îngrășământ. Trebuie să mă interesez un pic să văd dacă era bine să fi dat acum, că tot erau șanțurile astea făcute, dar nu știu dacă e bine să dau în același timp cu sămânța. Ar putea să o ardă. Cred că e bine să aștept să crească un pic și după aceea voi da și cu îngrășământ pe toată suprafața și dacă va fi tuns regulat, că operațiunea asta de scarificare și aerare nu face miracole, că nu vă gândiți că acum o să am aici ca pe stadion, dar este o operațiune importantă, adică ajută și asta printre altele. Trebuie tuns des, trebuie îngrășat. Dacă nu are resurse, nu are cu ce se hrăni și cam asta e. Și o să văd și cu trifoiul ăla de acolo. Vreau să iau niște îngrășământ pentru, pardon, niște erbicid pentru iarba asta cu frunze late. O să dau cu erbicid, poate reușesc să-l stârpesc. Acum că am trecut cu aeratorul, mi-a scos de acolo, de la nivelul pământului, mi-a scos toate rădăcinile alea prin care se mulțește el. O să profit să le mai rup așa cu mâna cât e la vedere. Și cam asta a fost. O să vă țin la curent cu situația. Ca atare, eu o să-mi continui treaba. O să strâng utilajul, o să-l curăț și o să ne reauzim la clipul următor, să vedem despre ce va fi. Până atunci, eu, ca de obicei, vă spun să aveți chef de treabă, să auzim numai de bine.